DSP Hunedoara are un nou director. Este vorba despre Delia Băda, cea care a fost până acum jurist în cadrul instituției, dar și purtător de cuvânt. Fostul director, Sebastian Mezei, a plecat la Curtea de Conturi Alba Iulia, astfel că postul de director a rămas vacant, iar liberalii au trebuit să vină cu o nouă propunere. Am fost propusă de domnul prefect Călin Petru Marian. E prematur să discutăm dacă mă voi înscrie în PNL, dar numirea pe funcție nu a fost condiționată de acest aspect, a declarat Delia Băda pentru Gazeta de dimineață.